că sunt foarte norocoasă când e vorba de prietenie și de cărți. În ultimii ani, în jurul meu a apărut o adevărată rețea de lecturi bune, de cărți recomandate și dăruite de câteva prietene dragi. Prin urmare, cele două volume despre care vreau să vorbesc azi au pentru mine o dublă valoare. În primul rând, au tot ceea ce aștept de la o lectură de maturitate, profunzimea introspecției, atașamentul la real și la istoria prezentă și o expresivitate aproape corporală a scriitorii, însoțite de valoarea afectivă pe care o invocam mai devreme. Prin urmare, voi vorbi despre două cărți recomandate de două prietene dragi, despre două personaje feminine în balans, fragil ca orice balans, între, să spunem, slăbiciune și putere, între o viziune ordonată asupra lumii și o viziune lipsită de orice ordine. Prima mea recomandare de azi este o carte a Zeruiei Shalev, se numește Durere, este ultimul roman publicat de scriitoarea din Israel. Iris, personajul principal, trece printr-un atac terorist, este victimă, în Ierusalimul anilor 2000. Sigur, episodul își găsește un corespondent real în biografia scriitoarei Zeruia Shalev. Durerea, care n-a încetat niciodată de altfel, revine după 10 ani în viața femeii care e acum directoare respectabilă de școală, mama a doi adolescenți și blocată cumva într-o căsnicie banală. Respectiva durere o provoacă, o face să iasă din existența predictibilă în două feluri. Există în primul rând un demers interior, o sondare a propriului suflet și o rediscutare, o reevaluare a valorilor existențiale și apoi o întâlnire importantă a unui fost iubit din adolescență, care a abandonat-o atunci brutal, și acum este doctorul la care Iris e trimisă pentru tratarea durerilor. Totul este proiectat într-un registru intim, dar în context social și politic. Asta și este interesant la cărțile Zeruiei Shalev, felul în care istoria Israelului recentă însoțește inextricabil destinul personajelor și le schimbă dramatic. Poate fi o cheie ușor clișeistică, dar vă asigur că romanul rămâne până la final sobru, plin de sens și delicat în același timp. A doua mea recomandare este cartea Olive Kittredge a scriitoarei americane Elizabeth Strout. Nu este un roman, este mai degrabă o colecție de 13 povestiri legate între ele prin prezența mai mult sau mai puțin evidentă a personajului care dă titlul volumului. De ce spun mai mult sau mai puțin evidentă? Pentru că în unele povestiri este personaj central, în altele este în plan secund, uneori e doar invocată de alte personaje. Cine este Olive? Este o profesoară de matematică urmărită pe parcursul la 20-30 de ani. Nu are nimic din feminitatea clasică din literatură. Este, din punct de vedere fizic, masivă, greoaie, tipologic, e asociată mai degrabă cu bărbatul mizantrop. Nu e deloc plăcută în societate, este antipatică chiar pentru membrii familiei, nu are deloc empatie pentru ceilalți, se evaluează și pe sine cu multă severitate când e vorba de zonele întunecate. Totuși, atunci când vorbește, o face într-un fel foarte profund, înțelege realitatea așa cum puține personaje literare reușesc să o înțeleagă și să o cearnă și reușește să găsească sensul adânc și complet al lucrurilor în detalii aparent banale. Temele volumului sunt adânci, grele, dintre acelea grele, moartea, boala severă, depresia, sinuciderea, însă nu sunt tratate în tușe groase, cu reveniri și accente, ci într-un mod delicat și inteligent. În încheiere, nu-mi rămâne decât să vă recomand cu plăcere și fără rezerve să citiți nu numai cele două cărți despre care am vorbit azi, ci toate volumele publicate de Zeruia Shalev și Elizabeth Strout.